Și totuși, vedem că sunt mici, mici elemente care se adună, repet, din partea celor care în societate sunt percepuți într-un anumit fel. Fără penale în funcții publice, fără dosare penale, fără justiția să fie acolo și să-și facă treaba. Acum, fără doar și poate, doamna Mocanu fiind de față, vă poate mărturisi că n-am avut în viața noastră o discuție pe acest subiect. Dar discuția pentru niște profesioniști ai dreptului că fără penale în funcții publice, în contextul în care se începuse, bună oară, făcuse cineva o plângere, este penibil. Cine a făcut treaba aceasta și, cine a luat-o drept slogan și a luat-o de bună să-i și voteze, n-a știut nici ce înseamnă dreptul, iar nici n-a știut cât de penibil sunt. Din punctul meu de vedere, cine a făcut treaba asta nu e mai penibil acum decât atunci. Iar cine e capabil să facă așa ceva, va face tot timpul. În ceea ce privește raportul cu furatul startului într-o campanie, aici se întâmplă mai la toți. Motiv pentru care nu aș vrea să pun în discuție chestiunile acestea, nici măcar ca și aspecte de caracter, bună oară, ci ceea ce s-a făcut tot timpul. Vreau să nu vedeți un lucru, că pe mine pur și simplu mă doare capul. Vedeți pe unul dintre ei, unul, să vină să spună, dragii mei, am vrut să sap un metru de șanț, dom'le, n-am reușit, pentru că era o piatră acolo, am scos piatra, dar mâine continui. Nu. O ceartă continuă. O ceartă continuă. Toată lumea se ceartă cu toată lumea. Știți ce spune mie treaba aceasta? Cine e capabil de ceartă, mai ales în mediul public, are două mari probleme. Unu, are probleme cu educația și doi, la mână, nu e în stare să facă nimic, pentru că dacă ar fi în stare să facă ceva, ar spune ce-a făcut. Să mai pun o problemă. De unde au luat acești primari?